Consiliului Local al orașului Târgovna și am constatat că din cei 17 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți 16 și lipsește doamna Aghinea Ugunița din motive întemeiate. Declar deschise lucrările ședinței și înainte de toate cer încuviințarea să-i permite domnul consilier Nuțu să se retragă pentru că are niște probleme urgente de rezolvat pe plan personal. Domnule președinte, mulțumesc. Aș vrea să vă spun că pentru ordinea de zi care o avem astăzi, la toate proiectele, votul meu este pentru. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes tuturor. Îmi exprim bucuria și plăcerea de a vă înconștiința că la această ședință, în caracter mai aparte, avem plăcerea de a avea în mijlocul nostru reprezentanții comunității Cavasanio, regiunea Milano, Italia, și sub acest aspect, o să rugăm pe domnul primar al comunității respective să prezinte întreaga delegație. E stat atentă la noastră reuniune de Consiliu de oggi. Sono tutti i consiglieri presenti. Con il permesso del presidente della riunione è stato permesso l'assenza di un consigliere per i problemi personali. E adesso vi chiediamo, perché essendo una riunione speciale dove si fermerà l'atto di gemellaggio, abbiamo invitati una delega del comune di Calvignasco. Adesso vi chiediamo al sindaco di presentarvi e anche di presentare i membri della delegazione. Io mi chiamo Matteo Motta, sono sindaco a Calvignasco. Poi abbiamo Matteo Motta è primario del comune di Calvignasco. Nicolo Roccia è viceprimario del comune di Calvignasco. Giovanni Sagaria, segretario comunale che fa la parte legale del comune. Giovanni Sagaria è segretario del comune di Calvignasco. Elisa Farina, che è un assessore riportato alla vostra organizzazione, è un consigliere delegato sui servizi sociali, scuola e tanti altri. Elisa Farina è un consigliere con problemi di educazione e problemi sociali. Este un consilier împuternicit de către primar să se ocupe de problemele sociale și de învățământ. Poi abbiamo anche Roberto Giacomini che rappresenta la protezione civile di Calvignasco. Primarul este însoțit și de cetățeni din comuna Calvignasco. Che è un corpo di volontari.
non dell'esercito. Ha preso de șeful protecției civile din comuna Calmiasco, că a ținut să vină îmbrăcat în uniforma sa. Un grup de cittadini che prego di alzarsi, che ringrazio molto per essere venuti in questa bella esperienza. Sunt împreună cu domnul primar persoane din toate categoriile, comercianți, ingineri, profesori care au fost astăzi, în această dimineață, au fost pe la liceul Costache Negri și la liceul tehnologic și au luat acorduri de cooperare și de a face un schimb de experiență între elevii liceului Costache Negri. Cei din clasa 5-a, domnul primar a zis că este de acord să facă un schimb de experiență cu școala și clasele a 5-a din comuna Calmiasco și cei de la liceu cu cei din Milano, profesorul Alberto predând acolo la Milano. Și mai sunt doi dintre invitați care sunt pensionari. Bun venit în orașul Târgovna. Benvenuti nella nostra città. Siamo onorati di avere ospiti. Astăzi este un moment important pentru comunitatea noastră. Oggi per noi è un momento speciale di avervi nel nostro comune. Pentru că avem ospiți deosebiți. Perché abbiamo gli ospiti speciali. Dar astăzi vom semna și protocolul de colaborare dintre. E oggi si firma anche il protocollo di gemellaggio. Delle nostre città. Consiliul local cuprinde 17 membri. I nostri consiglieri sono 17. Din mai multe formațiuni politice. De tante formazioni politiche. Și vă rog să-mi permiteți ca să-i prezint și eu. Permettete di poter prezentarli anche. Președintele de ședință, la fiecare ședință se alege pe o lună de zi un președinte. Cel presidente della riunione, che ogni mese si sceglie un altro presidente in ordine alfabetico. Domnul Roșeț este președinte, a fost judecător și acum este președintele de ședință, este independent. Signor Roșeț è stato giudice tanti anni, adesso non fa parte di un partito politico, lui è candidato indipendente. È la presidente di questa. Doamna Bosoiu Corina este secretarul primăriei și răspunde de problemele juridice. Secretarul del comune. Domnul viceprimar, domnul Drăgănuță Nicolae. Nostru vice sindaco, Drăgănuță. Bine ați venit în orașul nostru. Bienvenuti la nostra città. Domnul Antoni este consilier. Consilier. Opoziție. General de opoziție. Opoziție. De opoziție. Domnul Rusumina este președinte de Partidul Opoziției. El președinte liberal. Partidul Național Liberal. Doamna Leodacă, Luța, domnul opoziție. Domnul Iurian. Bine venit. Domnul Iaru, Iochiță, tot din opoziție. Domnul Măciucă este consilier de la un partid. Domnul independent. Este la un partid, este sigur că un partid, Partidul Mișcarea Populară. Nu. M10. Dar alături de noi sunt salariații primăriei Târgovna, adică cu șef. L-arhitectul.
capul. Te rog să te plimbi. Alegeți un șef. Boleanski, Vichisan, mama, portatul șef. Domnul David Maricel este consilierul personal. Doamna Paul, pe probleme de mediu. Mediu. Dana Cosma. Tot la vreo turist. Turist. Dar aceasta este șeful serviciului voluntar de protecție civilă. Putem... Același consilier. Opoziția ați prezentat-o, da? Opoziția de atât. Să ai puteri, da. Eu ca primar dau mare importanță opoziției, nu e de valoare, sunt foarte atât cu opoziția. Acum, există o alianță, care sunt partidul din care fac o parte, și un alt partid cu care a făcut o alianță pentru a putea avea majoritate. Dar nu prezintă nicio valoare, domnule. Nu prezintă, da. Dar cum o să vedeți, pa multe ședințe și opoziția votează atunci când și noi ținem cont de propunerile vecinilor. Și veți asista la ședința de astăzi și veți vedea cam cum votează opoziția și cum votează puterea. Deci domnul Pavalache, se reprezentă în partidul din alianță. Reprezentante din quartiere, domnul Pansu, da? Cât și domnul consilier care a plecat. Domnul consilier care a plecat, și cu viceprima. Și cu viceprima. Și acum președintele Comisiei Juridice, a fost domnul care a plecat. De trei comisii. El consiliere care a andat via, e președinte de probleme juridice. Și președintele Comisiei Urbanism, doamna Maria. Contribuții la învățământ. Contribuții la învățământ, da. Consiliere probleme urbanistice e anche învățământ. Per studenții, per da, vă mulțumesc că intrăm în ordinea de zi. Domnul președinte, aveți cuvântul. Da, odată ce ne-am cunoscut unii cu alții, potrivit uzanțelor, fiind o ședință de lucru... Revenim. Deci, potrivit uzanțelor, odată ce ședința Consiliului, care este o activitate de lucru a acestui organism, este statutar constituită, vom trece
la aprobarea proceselor verbale de la cele două ședințe anterioare, respectiv a ședinței ordinare din 28.09.2017, supun la vot procesul verbal la această ședință. Am avut votare verbali de la reunione din mese scorso. Supun la vot. Deci, cine este pentru aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din 28.09.2017? Împotrivă? Abțineri? Eu n-am fost. O abținere, doamna consilier Leoleacă, nu a participat la acea ședință. Deci, aveam o consiliere care nu a votat, nu că se atelă, tot perché non aveva. De asemenea, supun aprobării domniilor voastre, procesul verbal încheiat al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16 octombrie 2017. Va votare un alt proces verbal, este stat o reuniune extraordinară, sempre de mese scorso. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost în mare. Acest situație. Fiind aprobate cele două procese verbale la ședințele anterioare, o să supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi inițială, ordinea de zi suplimentară și suplimentarea la suplimentarea ordinii de zi. Da. Și apoi o să facem o inversiune. Deci, un prim punct al ordinei de zi, de la ordinea de zi inițială, proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Rusu Mihai, președinte de ședință pentru luna noiembrie 2017. Voi citi întreaga ordine de zi. Proiect de hotărâre privind transformarea postului contractual de referent dreapta 1A în inspector grad profesional 2, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, structură subordonată Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. 3. Proiect de hotărâre privind planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Ocna pentru anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României 1 decembrie. 5. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârilor Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, numărul 48 din 3 și 49, ambele din 31.05.2017. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 3-2017. 7. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru SECE util Conseca SRL în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă. 8. Proiect de hotărâre privind preluarea de către orașul Târgu Ocna a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar predate către SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 112 din 22 decembrie 2016 modificată prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 50 din 31 mai 2017. 9.
informare privind situația contractelor de concesiune la expirarea termenului contractual. 10. Informare privind vizita efectuată de primarul orașului Târgu Ocna în comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni din Republica Moldova și în orașul Izmail din Ucraina. 11. Semnarea înțelegerii de înfrățire și cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău și comuna Calvagnasco, regiunea metropolitană Milano, din Republica Italiană, aprobată prin hotărârea Consiliului Local orașul Târgu Ocna, numărul 87, din 28 septembrie 2017. Procedural este să supunem la vot această ordine de zi. Președinte, dacă îmi permiteți, aș face o obiecție. La punctul 11, care îi vizează pe oaspeții noștri, aș ruga să traducă conținutul acestui punct. Dacă îl are la îndemână. Da, sau întreabă o ordine de zi. Seama, e bine să cunoască. Mă rog. Pe ordine de zi este punctul 11, care face vorbire la... Și o să ajungem. Dacă vrea să le traduceți. O să ajungem la momentul respectiv și vă mulțumim pentru sprijin. O să ajungem la momentul respectiv și o să-și dea și domnul Rosea la plași. Da. Desupunem la vot ordinea de zi propusă de primarul orașului inițial. Supun la vot. Pentru. Împotrivă. Abținere nu. Si sta votando il programma di questa riunione. È stata letta? Approvata. Sì, approvata. Iniziatorul acestor ordini de zi potrivite ne propune o suplimentare pe care o aprobăm. O putem aprova potrivit articolului 43 din legea 2015. Și cu îngăduința dumneavoastră voi da citire și suplimentului de ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielor pentru realizarea obiectivului construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, orașul Târgu Ocna. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului, modernizare și dotare Colegiul Național Costache Negri din orașul Târgu Ocna. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului, reabilitare, modernizare și dotare grădinița Piticot Corpoa, orașul Târgu Ocna, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului, reabilitare, modernizare și dotare, grădinița Piticot Corp B, orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea, valorificarea turistică și modernizarea infrastructură în stațiunea balneoclimaterică Târgu Ocna și a cheltuielilor legate de proiect. Și acum supliment, proiect de hotărâre privind înființarea unui punct de lucru al SECE Util Conseca SRL cu sediu în imobilul situat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Negri, fără număr, fotolată postul de scris. Supun la vot și suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? A? Abțineri ceva? Nu. Un vot împotrivă, s-a aprobat și suplimentarea ordinii de zi. Deci, acum, fiind o situație mai deosebită, o să inversăm cu aprobarea dumneavoastră ordinea de zi și o să prezentăm ca primul punct al ordinii de zi
semnarea înțelegerii de înfrățire și cooperare între orașul Târgu Ocna, România și localitatea Calviniasco, Italia. Dacă sunteți de acord cu această inversare a ordinii de zi. Pentru, da? Vă mulțumesc. Vă rog să traduceți, doamna, domnișoară. Essendo inizialmente messo il gemellaggio all'ultimo punto di questa seduta di consiglio, essendo adesso tanti punti supplementari, ha chiesto se era possibile iniziare con il punto di gemellaggio questo cambiamento di ordine. E i consiglieri penso, se sono d'accordo di iniziare con il gemellaggio. O să rugăm pe domnul primar să facă o prezentare a acestei localități din Italia, Republica, provincia Milano. Allora, volevo fare una piccola premessa prima della presentazione. Innanzitutto grazie al consiglio che ci ha ricevuto e che ha votato questo punto. Grazie al consiglio che ha votato questo punto. Am vrea să mulțumesc consilierilor pentru că au votat această înfrățire cu Comuna Calviniasco, în primul rând. La presentazione sarà abbastanza breve per non annoiare, sappiamo che i tempi lunghi Presentarea comunei va fi destul de scurtă ca să nu plictisească. E non sarà mirata tanto al discorso della storia di Calviniasco, che è una storia abbastanza breve di un comune piccolo. Se non va a presentare storia comune di Calviniasco, penso che sia un comune destul de mica. Ma mirata a quello che è proprio l'oggetto del gemellaggio, che voleva essere un incontro. Ha dovuto fare presentare con. Punctele importante din punctele forte din această comună, care tocmai este ideea de înfrățire între cele două, de la care a pornit înfrățirea celor două localități. Che potesse essere realmente utile ai due comuni per scambiarsi delle esperienze costruttive per migliorare, soprattutto dal punto di vista della tecnologia, i servizi per i cittadini. Pentru a fi benefic atât pentru orașul nostru, schimbul de experiență și împrumuta bunele practici, atât noi de la Comuna Calviniasco, cât și ei din orașul nostru. Poi dopo, compatibilmente col vostro tempo, ci sarà una parte legata allo smaltimento dei rifiuti, di cui noi siamo il primo comune in provincia di Milano. La provincia di Milano è una provincia di 4 milioni di abitanti nella raccolta differenziata. Ci va fi un punto separato con presentare a consorzio lui che si occupa dei problemi di medio al primo posto. Pentru că comuna Calviniasco este pe primul loc în colectarea selectivă a deșeurilor. Din Milano, din toată regiunea Milano. Această comună are în percentuale 80, più dell'80, 86. 86% gradi collettari. Grado di collettare selettivo. Allora, o să înceapă consiliera, o să înceapă prezentarea comunei Calviniasco. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Elisa Farina,
e appunto sono assessore presso il mio comune, mi occupo dell'istruzione e delle politiche sociali. Buonasera, sono Teresa Farina, sono consigliere in comune a Cavignasco e mi occupo di problemi sociali e invazioni. Mi scuso un po' per la voce bassa, ma un po' è l'emozione anche, perché è un grande onore essere qui oggi per noi e firmare questo gemellaggio, questo incontro tra comuni che riteniamo molto importante. Per noi tra l'altro è il primo gemellaggio, quindi diamo molta importanza a questo momento, a questa giornata. Sono scusata, vorrei mai in cerca le mare molti, deoarece pentru Comuna Cardinasco este prima ofrățire da gestire. Ofrățire. Accordi cooperare che si segnata. Allora, il comune di Calvignasco si trova qui nel nord Italia, precisamente nella parte verde cerchiata di rosso che è la pianura padana. Comuna Calvignasco si apre in direzione padana. In parte del nord a Italia, dove non è spazio verde. Precisamente ci troviamo a sud della città di Milano, nel parco agricolo sud milanese. Ma esatto, si affla in parte del sud a regioni Milano, regioni metropolitane di Milano, in parte del sud milanese. Nel parco agricolo sud. Nel parco agricolo di parte del sud a Reggio Milano. Questo territorio è, diciamo che costituisce un patrimonio. Grazie. Allora, questo territorio costituisce un patrimonio prezioso e di grande significato e bellezza. Acest teritoriu este foarte important pentru ei, au o importanță deosebită, deoarece e mult spațiu verde și pentru agricultură. È molto ricco di storia ed è destinato per la maggior parte a campagna, quindi ad attività agricole. Este, come am spus, adattat celor care au attività agricole. Ci are o bogată istorie. Come possiamo vedere da questa foto, questa è una parte del parco appunto agricolo suddiviso nei tipici diciamo campi con le varie coltivazioni, soprattutto risaie. Come si fa nello specific padan, differite zone coltivate con differite produse. In special orezul. Come possiamo vedere invece da qui, siamo ricco di corsi d'acqua che favoriscono appunto l'agricoltura. Pentru că este o zonă traversată de apă, favorizează agricultura. Cultura de orez. Și cultura de orez. Sono molto caratteristiche, sono le cascine, che sono delle costruzioni diciamo antiche con una grande storia, in quanto erano le case padronali dove intorno a una corte c'erano poi le stalle e le abitazioni dei lavoranti, piuttosto che deposito attrezzi. Specific sunt fermele pe care le-au ei construite în aceste zone
câmp. Qui vediamo appunto la, qui c'è Milano, non so mai che ci devo dire, allora, qui c'è Milano, noi siamo circa qui, mi premo un po' la mano, però siamo lì. Ok, qui vicino. Ok. Qui vediamo delle zone caratteristiche del nostro paese, tra cui una dica di acciaia, che sì, una vecchia ghiacciaia. Aceasta este o zonă rece, antică, unde se ținea ca un frigider, o beci grande, mari. La chiesa nuova, diciamo, della frazione Bettola. Biserica Bettola. În zona Bettola, așa se numește, e la biserică. Chiesa invece antica și biserica antică di proprio di la parte vecchia di Calvignacco, della parte la parte vecchia comune Calvignacco. Ok. Qui vediamo la zona industriale composta da parecchi capannoni che rispetto al nostro comune è una zona importante, piuttosto grossa, insomma, di rilievo. Che è una zona importante, penso, la Calvignacco. Tipico delle zone industriali da noi è il fatto di essere staccate rispetto all'abitato in modo da avere un ordine e un riutilizzo del territorio. Zona industriale non è proprio di zona dove locuiesc, è a una distanza oarecare di zona dove si locuiesce. Qui vediamo lo stemma del nostro comune, che è formato tipico dai rami, diciamo, di alloro, la corona, e le due strisce azzurre che vedete si presume che rappresentino i due navigli che attraversano il nostro territorio. Cele două linii albastre reprezintă râul navigli care trece prin comuna Calvignacco. Qui sotto invece è il grafico dei dati Istat 2017 in riferimento alla popolazione straniera presente a Calvignacco, dove possiamo vedere che la percentuale dei cittadini rumeni è la più alta, pari a 36,6. In comuna Calvignacco, come si può vedere in grafico, cetățenii cu naționalitate română sunt 36,6% dintre străini. Un numărul cel mai mare reprezintă română. Sì, no, non mi ricordo cum devo dire. Qui vediamo la casa dell'acqua. Parte interessante. Diciamo che adesso partiamo con le cose tecnologiche, i servizi che abbiamo sul territorio. Vorrei presentare serviciile pe care le dă cetățenilor comuna Calvignacco, dintre care au început cu fântâna de apă, practic, pe care au construit-o. Allora, è nata nel 2010. In 2010 grazie. Ho costruito această. Grazie al volere del sindaco Motta e ad una collaborazione con la società che gestisce le acque del territorio, la CAP Holding Amiacque. In collaborare con cei care gestionează apa comună. E questa casa dell'acqua ha permesso di riduzionare il consumo dell'acqua potabile. Această casă de apă, cum o denumesc, a revoluționat consumul de apă în comună. E abbiamo la fortuna di avere già sul territorio una buona acqua che viene
ulteriormente microfiltrata attraverso una serie di macchinari, pentru că au norocul de a avea apă în teritoriu. Această apă este strânsă și filtrată, captată și filtrată, e che poi può essere prelevata dai cittadini. Sì, sì. Și această apă, după ce este filtrată prin această casă de apă, este dată cetățenilor. È possibile anche prelevare acqua frizzante in due varianti, acqua plata e acqua carbogasosa. E la cosa importante è che è totalmente gratuito per i cittadini residenti. Un lucru important este că pentru cetățenii din comună este gratuit. Questo ci ha permesso di ridurre sensibilmente il rifiuto plastica sul territorio. Această noutate în comună a redus consumul de material plastic și de deșeuri plastice într-o cantitate foarte mare. Qui invece possiamo vedere l'ecocentro, che è la zona in cui vengono raccolti i rifiuti in maniera differenziata. Acesta este ecocentru, centrul unde colectarea de deșeurile sunt colectate, după ce sunt colectate selectiv, sunt transportate și înmagazinate selectiv. Fiecare categorie de... Qui vediamo i vari cassoni di raccolta, del verde, delle macerie, dopo colore, verde, su albastru, cu marmio, fiecare categorie înseamnă un deșeu diferențiat. Quante frazioni? Abbiamo 11, 14. Colectarea selectivă se face în două fracții, uscat și umed. Questo, diciamo, questo ecocentro ha permesso, dopo un lungo lavoro di sensibilizzazione dei cittadini, di appunto arrivare primi tra i comuni della provincia di Milano per la raccolta differenziata. Acest centru a ajutat cetățenii pentru procentul ridicat de colectare selectivă. È stato un lavoro piuttosto lungo e difficile, perché comunque è difficile insegnare alle persone di differenziare correttamente, però è poi quando si raggiunge l'obiettivo si hanno buonissimi risultati. A fost o muncă asiduă și s-a reușit să se ajungă la această performanță destul de greu. Dar pentru că este destul de greu să reușești să convingi cetățenii să selecteze, să colecteze selectiv, corect. Qui, nella prima foto, vediamo una colonnina che è la colonna che permette l'accesso all'ecocentro, che avviene tramite la tessera sanitaria, quindi il codice fiscale. Accesul cu la acest ecocentru, pentru că în acest ecocentru pot veni cetățenii să aducă și singuri deșeurile. Ei promovează colectarea selectivă a deșeurilor din ușă în ușă, dar cetățenii pot aduce și lor, și ei pot aduce la acest ecocentru și accesul se face, cum se vede în prima imagine, în baza chipului inserat în cartela în cartea de sănătate. Poi vediamo nella seconda foto e anche più avanti
le varie pese che vengono utilizzate appunto la intrare, ori intri cu mașina, ori intri pe jos, sunt diferite metode de a te cântări, de a cântări cu ce intri, cu cantitatea cu care intri, kilogramele care intri și cum ieși, adică scade greutatea corpului după aia. In questo modo, pesando... Una piccola cosa, è vero che è un'abitudine, bisogna acquisire l'abitudine di distanziare che può essere scomodo, ma quando il cittadino capisce che può risparmiare, si impegna di più. E con questa tessera sanitaria è possibile ricondurre a una fattura la stessa persona, quindi chi porta carta, chi porta plastica direttamente all'ecocentro ha uno sconto sulla tariffa data, quindi diciamo l'impegno poi ce lo metto. Sul conto sulla bolletta. Sulla bolletta. Sul costo. Se înțelege că e destul de dificil să colectezi selectiv, nu e foarte ușor, dar când cetățeanul înțelege că sunt și anumite beneficii pentru colectarea selectivă, pentru că prin tesera, prin cardul de sănătate, se înregistrează cantitatea de deșeu ce poate fi reciclat, adus, colectată la acest, la acest centru, pot avea, se înregistrează și pot avea reduceri la factura de gunoi, de deșeuri, de ulterior facturat, în baza codului numeric personal cu IN de la cardul de sănătate. Qui invece possiamo vedere il depuratore dell'acqua che è nato nel 2000, in esercizio dal 2011, quindi funziona dal 2011. Din 2011 au un depurator de apă. Stații de epurare. Stații de epurare. Grazie a questo depuratore, a questo impianto, viene depurata la diciamo di più comuni, il nostro e due comuni a noi vicini, Bubiano e Rosa. Este pentru trei comune, trei comune din zona. La particolarità è che alla fine di tutto il ciclo, diciamo, depurativo, l'acqua che ne esce è assolutamente potabile, quindi dalla fogna, depurando, riusciamo ad avere acqua potabile. Particolarità di acest epuratore este că intrând apă în deșeu, iese apă potabilă. 100% potabilă. Con i fanghi è possibile produrre biogas. Cu resturile din curățarea acestei ape, biogas, energie. Qui invece abbiamo l'area comunale per il campo sportivo, da poco rinnovato con l'erba sintetica, il campo sintetico. Ha un rinnovato quest'anno. Tutto sintetico. Iarbă, sintetico. Cu iarbă sintetică un stadion. Dopodiché viene presente il servizio di pulizia locale che viene svolto tramite un'unione di comuni che mette a disposizione più vigili su, con dei turni, su tre turni giornalieri. Un servizio per i cittadini è pulizia locale. Pulizia. E poliția locală care
are o arie de mai multe comune, nu este doar pentru comuna Calimiasco. Și fac în trei ture, lucrează acești 20 de polițiști. Da, sunt 20 de polițiști, în trei schimburi, care fac multe curățe. Da. De 8 ore. Da, da. Qui abbiamo il plesso scolastico sul territorio presente la scuola materna e la scuola primaria elementare. Scuola ginnasiale e scuola ginnasiale. Tra tutto sono 4 e 5 a un comune cagnese. Sono presenti a accoglie diciamo, circa 120 alunni ad oggi. Sunt prezenți 120 de elevi. E diciamo che quest'anno abbiamo partecipato a un bando regionale che si chiama Sblocca Scuole e ho partecipato a un progetto che si intitola Deblochează Școala, che ci ha permesso di poter utilizzare uno spazio finanziario dell'avanzo di bilancio, che ha permesso di utilizzare un fondo con il quale andremo a migliorare l'efficientamento energetico della scuola. Cu care ajută eficientizarea energetică în școală. Consumul edificio eficient. A energia quasi zero, che si, con la luce del sole e l'acqua della falda si alimenta da solo per riscaldare. Cu apa și cu energia obținută reușește să aibă consum zero. Să producă singur. Pentru că au fotovoltaici. Da, cu celule fotovoltaice. E prelevando l'acqua caldă de la falda sotto. Și così. Acesta este sistemul, de exemplu. Da. Iau apă caldă din geotermică, din teritoriu, din pământ. E autonomă. Dotata anche la nostra scuola di tutti gli impianti tecnologici, quali lavagne acquistate da poco, le lavagne mediali, la scuola table intelligente, ecrani, tablette come la legge. Particolare attenzione all'illuminazione pubblica che stiamo provvedendo a rendere quasi totalmente a LED in modo da avere una migliore illuminazione a costi minori. Questo è un cartello elettronico che abbiamo acquistato quest'anno. Questo acquisto stava molto a cuore al sindaco e quindi ci siamo insomma attivati per riuscire ad acquistarlo e installarlo. Con delle scritte che scorrono. Questo ci aiuta a pubblicizzare gli eventi e tutto ciò che può essere interessante per il cittadino. Prima c'è Spano. Comuna Calvignacu reușește să anunțe evenimentele din comuna respectivă și tot ce are de transmis cetățenilor. Anche il nostro territorio diciamo, può godere della presenza del wifi in più tot zone. Teritoriul din 2016, tot teritoriul are internet mobil. E per finire wifi beneficiază di wifi e per finire abbiamo voluto dare un
così qualche indicazione su alcune mete turistiche che si possono visitare in zona. Pentru cei care vor să viziteze comuna Calminiasco, vă dăm câteva puncte turistice care puteți vizita în zona. Nella prima figura, la pazzia del Morimondo. Morimondo. La prima immagine este mănăstirea Morimondo și care se află în Morimondo, în comuna Morimondo. Nella seconda abbiamo la propria comunei Calvignasco, il comune di Vigevano, che anche questo è famoso per la sua piazza e per la presenza di un castello. O altă comună care se numește Vigevano, care are o piață minunată, deosebită, cu o arhitectură deosebită. În provincia di Pavia invece la Certosa, che è una famosissima pazzia, meta anche di o altă mănăstire la Certosa, mănăstirea Certosa de lângă Pavia. Qui sotto è un castello di Abbiategrasso, un castello Abbiategrasso, e poi naturalmente la vicinanza con la città di Milano ci permette di avere, cioè di essere anche una meta turistica per tutto ciò che Milano offre, dalla piazza Duomo. Fin foarte aproape de Milano, la 20 di chilometri. Bineînțeles, se poate vizita piața Duomo, in Navigli, di Milano, și in Navigli, Reu Navigli. Castello Sforzesco. Castello Sforzesco. L'Accademia di Belle Arti di Brera. Și Accademia de Arte di Brera. Arte frumoase di Brera. Arte frumoase, frumoase. Belle arte, s-a traduce arte frumoase, dar deja artele sunt frumoase. Mulțumim, doamne Elisa Farina, pentru interesantele informații. Ringraziamo per l'informazione che hai presentato. Grazie a voi. Și-l rugăm pe domnul primar, la rândul domniei sale, să prezinte lucruri interesante despre orașul Stăpânii. Aș dori să vă informez că acum 2 ani, când am făcut vizita în Calvinasco, am ales această localitate din două motive. O dată pentru că avem o familie, o fată din Târgoviște, căsătorită cu fratele domnului primar. Și au fost dânsul este. Deci îi mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru facilitatea și demersurile care le-a făcut pentru a ne putea înfăți. Il sindaco voleva ringraziare l'ospite Andrea Motta, che è sposato con una rumena dalla città di Târgoviște. Această localitate Calvinasco a văzut că are procentul de 87% din colectare selectivă. Avem ce să învățăm din această localitate. Noi am vizitat localitatea cu o delegație din Târgu Ocna și doar un aspect vreau să vă prezint. Acea fântână, cred că nu ați înțeles ce este cu ea. A ajuns la concluzia Consiliul Local și domnul primar că mai bine vinde apă gratuit decât să colecteze peturi din oraș. La cosa interessante che ha apprezzato molto il nostro sindaco è l'invenzione della casa dell'acqua che si può risparmiare prima sulla produzione della plastica e la seconda sui rifiuti della plastica. Dacă la noi am închis toate fântânile publice că nu are cine să plătească apă, gândiți-vă că dânsul, făcând aceste calcule, a ajuns la concluzia că dă apă cu gaz și apă plată. Se noi abbiamo chiuso tutte le fontane
chiar avevamo pensato che era uno spreco d'acqua all'inizio. Adesso ci ripensiamo di poter riaprire anche noi una fontana di... e far migliorare come erano prima le fontane, di non sprecare l'acqua ma di utilizzare la plastica. De asemenea, cu colectarea deșeurilor, munca a fost destul de grea și o asociație de cetățeni din localitate s-a ocupat de această problemă și când am fost noi acolo, a premiat un cetățean care avea în jur de 80 de ani și care s-a ocupat și a fost din casă în casă și a lămurit cetățeanul. Un altă cosa che a apprezzato molto il nostro sindaco che è stata proprio una persona che ha fatto ha contribuito molto per promuovere in questo progetto che ha usato la porta che aveva 80 anni quando siamo venuti in Italia che avevi fatto a premiato che si chiama Gino Silvestri Servesti Gino Silvestri cioè ha contribuito a questo Având în vedere că noi avem operatorul nostru și mulțumim domnului director că este aici, având operatorul nostru de colectare a deșeurilor, avem multe de învățat din experiența dânșilor și la acel centru făcut de primărie unde cetățeanul se poate duce singur și a adus sistemul de cartele în care el se duce cu cartela și scade din deșeurile care sunt, deci sunt multe chestiuni interesante. Nu mai vorbesc că zona Milano, de fapt, regiunea Lombardia, prelucrează deșeul, nu face așa cum facem noi. Deci, în acest domeniu, avem de învățat și noi ca localitate, dar și regiunea noastră. Nella concluzione che abbiamo tante cose da imparare dal comune di comuni dell'Italia. Per noi è un onore di poter fare questo gemellaggio. Îi mulțumesc domnului primar pentru sfaturile care mi-a dat atunci când am fost acolo și dacă tot s-a angajat să le sprijine. Ringrazio il sindaco per i consigli che ci ha dati quando siamo venuti in Italia. Și trebuie să recunosc aici public că mi-a dat niște sfaturi și înainte de campanie electorală. Devo riconosce adesso pubblico che ci ha dato dei consigli prima delle elezioni. Și am ținut cont de ele și am mai fost ales o dată primar. Au tenut un cont, e posibil. Trebuie să ne punem domnul primar cu o delegație și din Consiliul Local și cu cei care se ocupă de la noi. Devi riceve și anche cu una delegație dei consiglieri în Italia. Pentru că dumneavoastră sunteți atât de departe cu colectarea deșeurilor, încât pentru noi este ceva de necrezut. Perché siete così avanti con la raccolta differenziata che abbiamo ancora tante cose da imparare su questo. Siamo per l'inizio. Dar suntem încrezători pentru că dumneavoastră ne-a spus că ați pornit așa cum suntem și noi acum. Però ci dà la forza perché avete detto che avete iniziato, eravate come noi, ma poi siete arrivati con la raccolta differenziata con un percentuale alto. Così ci dà... Noi sperăm că în 30 de ani să ajungem și noi la nivelul dumneavoastră și că evităm să ne descălăm la nostru. Am zis mai puțin. Atunci 30 de luni. Am văzut deja în parcare la noi deja coșurile din noi trebuie doar să... Da. Cu sprijinul dumneavoastră am încercat să ajungem și noi la un grad de colectare. Cât e gradul nostru de colectare acum, domnul director? Minus 2. Procentuale de reușim să colectăm undeva de 30-35% din deșeuri selectiv. Avem un plan să eliminăm astfel de zona de urbană pentru asta. La noi au generat o depozitare necontrolată și afectează foarte mult aspectul și cetățenii din jur. Noi avem o problemă de dove mettere questa raccolta differenziata perché
il posto dove, dove mettere la raccolta che dà un'immagine un po', brutto. Și în acest sens deja am distribuit 1300 de pupele la cetățeni. Abbiamo distribuito mai avem încă 2800 și încercăm cu pași mărunți să depășim momentul corectării de sănătate. Per passare questa crisi dell'inizio. Pupelele noastre au 120 de litri, vreau să știu la dumneavoastră la 40 mai avem câțiva. I nostri bidonici hanno 120 litri. Ma speriamo di arrivare anche noi ai bidoni così piccoli come li avete voi. Ci saranno anche il cipolliere. E di avere anche il CIP che controlla il peso. Avendo a vedere che il nostro direttore è attento ormai molto nella pensione, ci ha ritornato ad analizzare. Tenendo conto che il direttore è abbastanza l'amministratore di questa azienda, che si occupa dei rifiuti, è giovane e ha ancora tempo per arrivare a un buon percentuale. Noi la raccolta differenziata la gestiamo con un consorzio. Collettare selettiva in Comuna Carmignasco se gestionează într-un consorziu. Di 20 comuni? 12 comuni. Di 12 comuni. Io, siccome il Comune ha avuto questi risultati, io rappresento tutti questi sindaci dentro questo consorzio. Sì, il domino primar rappresenta, este precedente la acest consorzio, rappresenta tutti cei 12 primari. Siamo sempre a disposizione a aspettare la vostra visita. Așteaptă vizita noastră pentru acest schimb de experiență. Dentro la structura proprio della gestione. Pentru a vedea structura, gestiunea esattă, administrarea, cum se face în Italia. Oppure mandare dei tecnici qua. Sau chiar să trimită persoanele din partea tehnică. A vostra disposizione. Aici pentru a ajuta ce colectare selectivă. Mai fi foarte scurt, datele despre Târgu Ocna le aveți și pe internet. Un oraș 11.300 de locuitori. 11.300 abitanti. A fost atestat documentar în 1410. Inizia da 1410, sono i documenti che da quando è la città. È stata fondata la città. Clădirea în care ne aflăm noi a fost construită în 1912. Comune 1912 è stato costruito. Dar constructorul, antreprenorul a fost italian. Și constructorul a fost italian. La începutul secolului au fost foarte mulți italieni în zona noastră. Al inizio del secolo sono stati tanti italiani. Atunci veneau italieni la noi. Venivano gli italiani. Și acum s-au dus româncele la noi. Adesso sono andate le donne. Italienii au fost buni constructori? Italienii au fost foarte buni constructori? Da, au zis că totuși în acest schimb am avut de câștigat. Că am rămas în consorții. Da. Noi am avut. Italienii au fost foarte buni constructori? Italienii sunt stati buni constructori. Au construit drumuri, poduri? Au construit ponti, strade. Fetele noastre nu știu ce au făcut la dumneavoastră. Doamne, nu sappiamo esattamente. Și nu știm ce v-a lăsat acolo. Nu sappiamo cosa ci-a lăsat. La storia. Ne bucurăm că mare parte din ele s-au căsătorit la dumneavoastră. Siamo contenti che tante donne rumene si sono sposate. Vom vedea, noi peste 100 de ani avem clădirile dumneavoastră.
Fra 100 anni forse avremo anche noi le vostre costruzioni. Veți vedea și noastră pe 100 de ani care este efectul româncilor care nu este. Dopo 100 anni vedrete anche voi quale sarà, quale è l'effetto delle nostre donne che sono. Cine cine ha avuto da câștigare? E chi ha avuto da guadagnare? Prezentarea s-a terminat, orașului nostru. Ce abbiamo... Dacă dumneavoastră doriți să știți ceva, puneți întrebări, nu vreau să vă rămân. Mai degrabă ne mai spuneți ceva din colectarea deșeurilor, că este mai interesant. La miniera di sale. Vreau dire che per noi è stata una grossa esperienza questa del gemellaggio. Aș vrea să spun că această experiență este importantă pentru noi. Ci siamo resi conto di come voi, da un punto di vista del servizio ai cittadini, avete più strutture pubbliche funzionanti. Ne-am dat seama că voi, ca oraș, aveți mai multe structuri în funcțiune decât noi. Più organizzate. Mult mai organizate. Come la scuola. Noi possiamo darvi un'idea per sviluppare delle tecnologie, ma voi sicuramente partite da una base strutturale. Noi vi potremmo dare idee di punto di vedere tecnico, dar voi già plecați cu di punto di vedere strutturale, cu strutturi importanti. O base di strutture importanti. Il senso del gemellaggio non era solo scambiare questi aspetti tecnici, ma anche quello di crescere culturalmente e umanamente. Noi prin această înfrățire nu ținem doar să dezvoltăm din punct de vedere tehnic aceste două orașe, ci și din punct de vedere uman și cultural. Cultural de cele cetățenii care sunt în cele două localități. E con questa il muro di Berlino è stato già abbattuto. Zidul din Berlin a fost deja este dărâmat. Ma i muri che abbiamo nella testa, nella nostra mente, dar, sono quelli più difficili da abbattere. Dar zidurile care le avem noi în minte sunt cele mai dificile de abbattere. Siccome noi siamo parenti, perché facciamo parte del vecchio impero romano, siamo molto simili anche dal punto di vista della religione. Și cum noi suntem destul de apropiați ca istorie și ca religie. E in Europa non tutti parlano bene di noi italiani e rumeni. In Europa non sono molti che vorbesc despre noi, nici români, bine, non vorbesc bine despre, nici despre români, nici despre italieni. Però noi ci siamo resi conto con questa conoscenza. Dar noi ne-am dat seama prin această cunoaștere, după ce v-am cunoscut. Di essere molto migliori di quanto pensavamo. Ne-am dat seama că suntem mai buni decât ne știam noi înainte. De când ne știam noi. Mulțumim deopotrivă domnilor primari pentru interesantele relatări despre comunitățile. Ringraziamo i sindaci per la presentazione delle città. Și pentru că va urma un moment solemn. E perché vă rog să vă ridicați în picioare pentru că se va intona imnul vechilor două state. Perché dobbiamo adesso firmare, ha chiesto di alzarsi tutti in piedi per questo momento
e anche per, perché si ascolta l'inno dei si canta, eh? Eh sì. Non lo canta. În mod concret la primul punct al ordinii de zi și o rog pe doamna secretar Corina Văsăr să dea citire înțelegerii de înfrățire. O să vă rog să luați loc. Înțelegere de înfrățire și cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și comuna Calviniasco, regiunea metropolitană Milano, din Republica Italiană. Orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și comuna Calviniasco, regiunea metropolitană Milano din Republica Italiană, denumite în continuare părți, având în vedere relațiile tradiționale de prietenie între autoritățile locale din România și Republica Italiană, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun, autoritățile locale Târgu Ocna și cele din comuna Calviniasco, Republica Italiană, prin domnul primar Ștefan Șilochi și domnul primar Mateo Mota, primar comunei Calviniasco, aleși în vot liber exprimat de locuitorii celor două localități,
Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raportul de colaborare între cele două părți, pentru a răspunde profundelor aspirații și necesităților reale între cele două comunități, au convenit următoarele. Înțelegerea de împrățire și cooperare are drept scop dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între cele două localități în domenii de interes comun, considerând că acestea sunt reciproc benefice potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele lor. Părțile, cunoscând originele latine, spiritul comun de libertate și prietenie, hotărâți de a răspunde aspirațiilor profunde și cerințelor reale ale populației celor două localități, stabilesc dezvoltarea schimburilor de experiență și informații cu privire la următoarele domenii de interes. Prim, colaborarea permanentă în domeniile culturale, științifice, artistice, sportive, mediu și ecologice. Identificarea programelor de dezvoltare turistică. Realizarea de legături diverse între locuitorii celor două localități. Asumarea eforturilor necesare în vederea promovării prieteniei și relațiilor de colaborare între comunitățile cele două părți. Organizarea în comun a unor manifestări cu scopul evidențierii spiritului și tradițiilor celor două comunități. Realizarea de programe de colaborare între tineri cu scopul promovării spiritului de libertate și prietenie între locuitorii celor două localități. Promovarea relațiilor economice în avantaj reciproc. Cele două administrații publice locale stabilesc dezvoltarea schimburilor de informare cu privire la următoarele domenii de interes. Administrație publică, sectorul cultural-sportiv, turism, învățământ și formare profesională, asistență și protecție socială, economic, mediu, ecologie. În baza acestui program, cele două părți vor putea lărgi domeniile de interes ale schimbului de experiență în limitele de competență și posibilități financiare. Prezenta înțelegere de împrățire și cooperare se încheie pentru o perioadă de timp nedeterminată. Fiecare parte poate denunța înțelegerea de împrățire și cooperare printr-o notificare scrisă adresată celelalte părți. Denunțarea prezentei înțelegeri de înfrățire și cooperare își produce efectele după 3 luni de la data primirii respectivei notificări. Semnată astăzi, 27 octombrie 2017, în orașul Târgu Ocna, în 2 exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română, italiană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergențe între texte, textul în limba engleză va prevala. Invităm pe cei doi primari să Acordo di gemellaggio e cooperazione tra la città di Târgu Ocna, provincia di Bacău, Romania, e il comune di Calvignasco, città metropolitana di Milano, Repubblica Italiana. La città di Târgu Ocna, provincia di Bacău, Romania, e il comune di Calvignasco, città metropolitana di Milano, Repubblica Italiana, considerate le relazioni di amicizia tra le autorità locali della Romania e della Repubblica Italiana, basate sul rispetto e sostante reciproco di diversi ambiti di interesse comune, le autorità locali della città di Târgu Ocna provincia. No, nel senso. Noi in seguito parti, rappresentate dal signor Stefan Silocchi, sindaco della città di Târgu Ocna, e dal signor Matteo Motta, sindaco del comune di Calvignasco, eletti tramite voto libero espresso dagli abitanti delle due località. Essendo convinti della necessità di apertura di nuove possibilità per rapporti di collaborazione tra le due parti, per rispondere alle profonde aspirazioni e necessità reali delle due comunità, hanno stipulato e convenuto quanto segue. Articolo 1. L'accordo di gemellaggio e cooperazione ha come obiettivo lo sviluppo delle relazioni di amicizia e collaborazione tra le due località, in campi di interesse comune, considerando che esse siano reciprocamente benefiche in base alle attribuzioni di cui dispongono in conformità con le legislazioni in vigore nei relativi Stati. Articolo 2. Le parti, conoscendo le origini latine e lo spirito comune di libertà e amicizia nella decisione di rispondere alle profonde aspirazioni e alle reali richieste della popolazione delle due località,
stabiliscono lo sviluppo degli scambi di esperienze e informazioni riguardo i seguenti campi di interesse: amministrazione pubblica locale, cultura, sport, turismo, territorio, ambiente ed ecologia, formazione professionale, assistenza e protezione sociale, economia attraverso collaborazione permanente nei campi culturali, scientifici, artistici, sportivi, territoriali ed ecologici. Identificazione dei programmi di sviluppo turistico, realizzazione di vari legami con gli abitanti delle due località, assunzione degli sforzi necessari per promuovere l'amicizia e le relazioni di collaborazione tra le comunità delle due parti, organizzazione di alcune manifestazioni in comune allo scopo di evidenziare lo spirito e le tradizioni delle due comunità. Realizzazione di programmi di collaborazione tra giovani con l'intento di promuovere lo spirito di libertà e amicizia tra gli abitanti delle due località. Promozione delle relazioni economiche a reciproco vantaggio. Articolo 3. Le due amministrazioni pubbliche locali stabiliscono lo sviluppo degli scambi di informazioni nei seguenti campi di interesse. Le due parti potranno, in base a questo programma, allargare i campi di interesse dello scambio di esperienza nei limiti di competenza e possibilità finanziarie. La cessazione del presente accordo di gemellaggio e cooperazione non avrà effetto sulla messa in atto dei programmi e dei progetti iniziati nel periodo di validità dell'accordo stesso, ad eccezione del caso in cui le parti non abbiano convenuto diversamente. Le parti sosterranno indipendentemente tutte le spese sostenute per lo svolgimento del presente accordo nei limiti stipulati dalle legislazioni degli stati delle due parti. Qualsiasi disaccordo relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sarà risolto amichevolmente dalle due parti attraverso negoziazioni dirette. Il presente accordo diventerà effettivo a partire dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle due località. Si potranno apportare modifiche al presente accordo per iscritto da ambedue le parti, queste potendo allargare nei limiti di competenza e possibilità finanziarie i campi di interesse dello scambio di esperienza. Le modifiche e i completamenti apportati al presente accordo saranno effettivi a partire dalla data di sottoscrizione dopo aver ottenuto gli avvisi previsti dalle leggi in vigore nei rispettivi stati. Il presente accordo di gemellaggio e cooperazione si tiene sottoscritto a tempo indeterminato. Ogni parte può recedere dall'accordo di gemellaggio e cooperazione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte. La cessazione del presente accordo di gemellaggio e cooperazione avrà effetto a partire da 3 mesi dalla ricezione della rispettiva notifica. Ogni parte nominerà un coordinatore che seguirà un'efficiente implementazione di questo dall'accordo di gemellaggio e cooperazione. I coordinatori eletti da ciascuna parte elaboreranno un piano di implementazione e proporranno azioni supplementari che possono essere intraprese tra le parti. Sottoscritto a Târgu Ocna, provincia di Bacău, Romania, il 27 ottobre 2017, in 2 copie originali, ogni copia nelle lingue rumene, italiano e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. Nel caso di problemi di interpretazione, preverrà il testo in lingua inglese. Și acum urmează un moment istoric, semnarea acordului de înfrățire de către cei doi domni primari. Și acum urmează momentul istoric de Adesso si continua con la firma, è un momento storico e si continua con la firma del... del gemellaggio. Io c'ho anche il timbro, non so se appena. Sì, si mette anche il timbro.
Ca să nu strigăm mai mult. Secretar. C'è un chiostro. Ho detto che nell'organizzazione noi siamo meno bravi, non abbiamo il timbro tecnologico, abbiamo un vecchio timbro. Un timbro tradizionale. Significato di questo gioiellaggio. Siamo molto contenti di avere avuto questa partnership con un comune importante come Turgocna. Siamo contenti da avere questa esperienza di infrazire con un orascio ca Turgocna. Abbiamo condiviso tanti valori comuni. Abbiamo partito valori comuni, abbiamo scoperto valori comuni. Stiamo anche subendo un governo dell'Europa che viene dall'alto. Supportiamo anche un governo europeo. Abbiamo visto cosa è successo in Catalogna. Abbiamo visto che si è andato in Catalogna. Noi abbiamo votato un referendum per l'autonomia. Noi abbiamo votato un referendum per l'autonomia regioni Lombardia. C'è un disagio nello stare in Europa perché il governo viene dall'alto. Invece noi con questo gemellaggio, con questi rapporti, cerchiamo una forma di governo che venga dal basso, dalle persone. Governare si fa dalla parte del sus, della, della, cioè, della conducatori importanti, della precedenti. Spre cetățeni, noi cu acest, cu acest, cu această înfrățire vrea să facem o formă de guvernare de jos în sus. Perché l'Europa sia dei popoli. Pentru că Europa înseamnă cetățeni, înseamnă populația. Solo così potremo fronteggiare le sfide con i grandi colossi come per esempio la Cina. Doar împreună putem afronta China și concorrența de mercati, concurența din comercială. Quindi pensiamo di avere messo una grossa pietra. Sperăm că am pus o piatră importantă. Per la costruzione di un'Europa che sia nostra. Pentru o Europa care să fie a noastră, a cetățenilor. Degli stati meno in vista, meno importanti. Pentru
statele, pentru țările care nu sunt așa de importante și recunoscute. Ma che hanno tanta storia, Europa, dar care au tanta storia e tanti valori da trasmettere agli altri. O istorie bogată și valori da transmite și celorlalți. Quindi spero che questo rapporto prosegua nel futuro. Spero che questa cooperare să meargă înainte și să nu se oprească aici cu doar cu semnarea celor două înțelegeri de cooperare. Grazie mille di tutto. Am semnat astăzi acest protocol. Abbiamo firmato oggi questo protocollo. După ce am avut avizul Ministerului Dezvoltării, Ministerului de Externe. Dopo che abbiamo avuto l'avviso del Ministero degli Esterni, del Ministero dello Sviluppo Interno. Astăzi, prin semnarea de către domnul primar și de către mine, el a interpretat, a primit și forma juridică. Oggi questa nostra collaborazione vecchia ha iniziato, ha preso piede con questa... Sì, dar tot ce am făcut noi până acum nu era valabil până n-au pus stampila cei doi secretari și mai mult decât atât s-au și sărutat. Adesso, con questa forma giuridica che abbiamo si è conclusa oggi, non era valida senza la firma, senza il timbro che l'hanno messo i segretari comunali. E soprattutto dopo che si sono anche baciate. Allora... Sembra che abbiamo percorso tutte le tappe. Questo significa che abbiamo successo tutti i passi per essere un atto valido, giuridico valido. E io doresc... Facciamo più spesso. Ma non si può fare mai adesso. Așa cum a spus domnul primar, dorim să nu încheiem acum, este doar începutul colaborării noastre. Questo è solo l'inizio della collaborazione. Și dacă, așa cum spunea domnul primar, în Catalonia și chiar Lombardia i-au făcut aceste referendume. Come avete detto che in Lombardia, in Catalonia hanno fatto dei referendum per noi suntem bucuroși că astăzi ne-am apropiat unii de alții. Noi siamo contenti che oggi ci siamo avvicinati come stati, come località. Perché avem de învățat unii de la alții. Perché abbiamo tante cose da sviluppare, da insegnare uno dall'altro, alcuni da condividere. In problemele economice. Nei problemi economici. Noi am înființat o asociație, localitățile din împrejurii. Noi abbiamo aperto adesso un'associazione di 7 comuni. Și dorim să promovăm principiul economiei circulare, care este și vogliamo promuovere il turismo e economia circolare. Anche l'economia circolare. Università di Milano. Con un'altra università dell'Italia di Milano. Università di Iași di Milano. E con la nostra università di Iași. Vom discuta amănunte ulterior despre aceste tendințe ale noastre. Dobbiamo discutere ancora di questi problemi, di sviluppi che li abbiamo presi e vogliamo svilupparli. Le idee che le dobbiamo sviluppare sull'economia circolare. Și eu sunt de acord că Europa trebuie să fie pentru oameni și nu pentru guvernanță. Anche io sono d'accordo che l'Europa deve essere per i cittadini e non per i governatori. Și acest principiu l-am înțeles când am fost în vizită. Questo principio l'abbiamo capito fin dall'inizio, da quando abbiamo visitato prima volta la nostra... Și încercăm să promovăm și la noi. E dobbiamo, anche vogliamo condividere questa idea anche nel nostro comune. Să ne urăm succes! Succes!
speriamo in un successo. Ci depende numai de noi, ce mă face bine. Depende solo da noi, come sindaco, del capo del comune, di quello che succederà nei prossimi tempi nel nostro comune. Dacă doriți să participați în continuare la ședință, noi cu mare plăcere. Se volete partecipare ancora al nostro la nostra riunione del consiglio, vedere come si sviluppa questa riunione. Siete... Dacă nu, atunci puteți să plecați. Ar face mare plăcere să rămâneți. Se non volete potete andare. Noi siamo contenti di rimanere, perché magari un occhio in più potete dare a vedere come osservatori dei punti și când ne întâlnim, di vista per poter condividere delle conclusioni poi. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, domnul președinte! Vă rugăm să luați loc! Și vă rog să continuați ședința! Vă mulțumesc, domnule primar! Așa voi face! Odată semnat acordul de împrățire și cooperare între cele două comunități, de către edilii celor două comunități și parafat această înțelegere prin ștampile puse de secretarii generale ai localităților, acest punct al ordinii de zi a fost epuizat. Ne considerăm frați de acum încolo și rugăm pe frații din Calviniasco să rămână în continuare lângă noi pentru a putea purcede în continuare la continuarea ședinței din Consiliul Local. Questo punto, dopo che è stato firmato, è stato utilizzato come punto sul programma del giorno, è contento se volete rimanere a partecipare. La discussione è stata fatta. Noi rugăm pe doamna translator, domnișoară translator, să rămână și să vă traducă în continuare. Doamne, punctele esențiale, domnul președinte. Domnule, vă rog frumos, vă dau cuvântul. Se volete magari fare qualche domanda che non capisco, potete chiedere a me. Punto, magari quello che si discute, il punto come nominativo, il nome del sito Domnilor consilieri și domnilor consilieri, știu că acest moment v-a și emoționat, dar parcă v-au și obosit un pic. Voi fi cât se poate de scurt, dar cu rugăminte și dumneavoastră să fiți atenți la ce discutăm, pentru că toate proiectele pe care le vom aproba sunt deosebit de importante pentru viața economică și socială a acestei urbe. Și atunci vom continua cu primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului Rusu Mihai, președinte de ședință pe luna noiembrie 2017. Li s-a explicat și dumneavoastră care este procedura la noi. Deci, Comisia juridică. Comisia juridică a vins favorabil. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitatea Consiliului prezenți, acest proiect de hotărâre a fost votat
Punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind transformarea postului contractual de referent treapta 1 în inspector grafic 2 din cadrul serviciului public comunitar local de evidența persoanelor din structura subordonată Consiliul Local al orașului Târgu Ocru. Avizul comisiilor. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Cealaltă comisie nu a primit spre avizare. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, contra. Tot în unitatea consilierilor prezenți. Vot pentru. A fost adoptat. Ordinea 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Ocna pentru anul 2018. Avizul comisiilor. Comisia Juridică, aviz favorabil. Cealaltă comisie n-a primit avizat, nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțin. Tot în unanimitatea voturilor consilierilor prezenți a fost adoptat acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României 1 decembrie. Avizul comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, tot în amintatea consilierilor prezenți, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârilor Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 48 și numărul 49, din 31 mai 2017. Avizul comisiilor. Comisia Juridică, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Același vot unanim. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 3-2017. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Eu mă abțin. O singură abținere și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru sece util Conseca, SRL, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale privind guvernanța corporativă. Avizul favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Iar în unanimitate, proiect de hotărâre privind preluarea de către orașul Târgu Ocna a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de către SECE, Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna 112 din 22 decembrie 2016, modificată prin hotărârea Consiliului Local a orașului Târgu Ocna 50 din 31 mai 2017. Avizul comisiilor? Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitatea consiliului prezent și această proiect de hotărâre a fost adoptat. Supun discuției noastre și informarea privind situația contractelor de concesiune la expirarea termenului contractual, având promisiunea sau
din partea inițiatorilor că se va veni cu o hotărâre în Consiliul Local de aprobare acestor. La sfârșitul acestui an expiră un număr de 6 contracte de concesiune pentru terenuri aparținând domeniului privat al orașului Târgu Ocna. Pe aceste terenuri sunt construite garaje, proprietatea cetățenilor care au concesionat terenul. Așa cum a spus și domnul președinte, în ședința următoare vom veni cu un proiect de hotărâre, bineînțeles, dacă sunteți de acord, să prelungim termenul acestor contracte. Conform legislației, putem prelungi până la jumătate din termenul inițial, care a fost de 25 de ani. Dacă sunteți de acord, vom veni în ședința următoare cu un proiect de hotărâre în acest sens. Deci acum 25 de ani este vorba de grupul de garaje din zona blocurilor A. Aurile, da? Da. Acel grup de garaje a avut 6 garaje, da. Au fost concesionate atunci și s-au construit cu autorizații de construire acele garaje. Consiliul Local este pus în următoarea situație. Să împlinesc cei 25 de ani și avem 3 variante. Varianta în care să prelungim contractul de concesiune, varianta în care nu mai dorim să prelungim contractul de concesiune și atunci trebuie văzut exact ce facem cu acele construcții pe care cetățenii și le-au făcut. Și dumneavoastră trebuie să, noi v-am informat și să vedem care este opțiunea dumneavoastră, care este varianta cea mai bună pentru aceste, sau acei cetățeni care au concesionat garajul. Poftim, domnule. Cred că ar fi bine de abordat și subiectul parcărilor concesionate. Sunt o parte din cetățeni care au parcări concesionate, care sunt convins că nu au trecut prin Consiliul Local, și deja în incinte sunt o groază de discuții contradictorii, cred că la are, la n-are, deci trebuie să abordăm și problema aceasta. Vă dau un exemplu de la bloc B, 8, scara B, unde e o ceartă nebună acolo, probabil că singura variantă este dreptul primului medic. Deocamdată ne mărginim doar cu inițiativa venită din partea executivului. Eu, după, în opinia mea, ar fi un vot de principiu asupra acestei informări, pentru că votul în sine va fi dat atunci când se va veni cu proiectul de hotărâre și cu toate expunerea și raportul Comisiei de Specialitate și avizul comisiilor din cadrul Consiliului Local. Problema ridicată de domnul Iagu este de actualitate și vă rog foarte mult și pe dumneavoastră să vă gândiți cum trebuie să procedăm. Pentru că aceste parcări care nu sunt concesionate, sunt doar închiriate, ei nu au voie să facă construcții pe aceste terenuri. Au fost o parte, într-adevăr, care au contract, o parte nu au contract. Ne-am gândit că ar fi bine să analizăm această problemă pentru întreg orașul. Pentru că dacă sunt zone unde sunt mai mulți pe aceeași suprafață de teren pentru parcare, sunt alte zone a orașului unde, dacă am încercat să introducem o taxă de parcare, atunci cetățenii au mutat mașinile în partea cealaltă. Noi avem o problemă destul de delicată în acest sens, pentru că pe strada principală, în loc să avem 4 benzi, avem doar 2 benzi de circulație și acel studiu pe care l-am comandat de trafic, după ce rezolvăm această problemă a traficului, să vedem ce facem cu intersecțiile, unde punem semafoare, unde punem sensuri giratorii, va trebui obligatoriu să luăm mașinile de pe strada principală și să le parchem în incintele blocului. Ne-am gândit că, sigur, e o problemă importantă și să facem o analiză pentru tot orașul și să stabilim exact la câte mașini sunt și câte locuri de parcare avem nevoie. Pentru că nu exclude faptul că avem și următorul fenomen. Mașini care stau de 2-3 ani pe domeniul public și aici va trebui să le ridicăm, dar avem o situație în care persoane care au câte 5-6 mașini și chiar unele le țin acolo să le ducă să le vândă, parchează tot acolo și atunci sigur că vom veni în Consiliul Local cu o informare. Dar rugămintea este să vă gândiți și dumneavoastră cum este cel mai bine să procedăm. Acum, în zona Aurilor, știți că facem acele parcări pe Capitan Bușilă. Noi încercăm să terminăm acele parcări, să vedem câte solicitări avem și apoi să trecem și, sigur, acolo unde sunt mai multe solicitări pe aceeași
parcare, să facem și licitație publică. Dar referitor, ar trebui să-și ascult părerea dumneavoastră referitor la, așa cum spunea domnul președinte, punctul de zi, punctul de pe ordinea de zi. Ce facem cu acele terenuri care au fost concesionate pentru dată? Dacă este vorba de acele terenuri, vă rog că îmi permiteți, domnul președinte. No, sunt 6 garaje, dacă te știu de vorba. Numai ce să le facem oamenilor să-i pune sub dărâme, nu cred că se poate, că totuși sunt construcții serioase și nu știu dacă ar fi corect din partea noastră să-i obligăm acum să și le dărâme în condițiile în care nu acceptăm să prelungim. Sigur, obligatoriu vor cere desfătuirii Consiliului Primăriei și Consiliului Local. Deci nu avem cum să nu, părerea mea, nu avem cum să nu prelungim, conform legii, bineînțeles, să prelungim contractul de concesiune, odată ce acele terenuri sunt făcute construcții trainice, serioase și chiar nu sunt urmări. Poftiți, domnul consilier. Domnul președinte și stimați colegi, eu, din câte cunosc, în oraș nu avem numai acest garaj. Este adevărat, probabil, că aceste garaje au fost toate printre primele, nu am eu știință exact, construite, dar mai sunt o serie de garaje în zona, dacă nu mă înșel, geurilor, sunt și în zona deurilor și eu cred că ar fi corect să aplicăm același principiu care ne propunem din stat să-l aplicăm și dacă nu ar fi posibil să le analizăm toate. Pentru că așa vom veni, poate nu vom fi tot noi în această postură, dar vor veni alte consilii sau alte componențe ale consiliilor locale și vor trebui să revină asupra hotărârilor noastre sau vor da alt fel de hotărâri pentru celelalte zone. Eu nu am știință exactă asupra datelor, dar când au fost concesionate, cum s-au dat. Dar ar fi, zic eu, să corect să aplicăm același principiu la toate, dacă este posibil. Mulțumesc frumos! Cu multe plăceri, dacă mai vrea să intervină cineva, vă ascult. Da, aceeași idee aveam și eu cu domnul Ilie, trebuie să le tratăm unitar pe toate. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Rusu, în sensul că trebuie să păcubească ceva primăria, pentru că eu sunt absolut convins că autorizațiile, dacă s-au dat cu perioada de construire, pe maxim perioada concesionării, altfel ar fi o flagrantă încălcare a legii. Nu putea să dea pe o perioadă mai mare decât a fost contractul de concesiune. Deci, în concluzie, și-au asumat riscul la construirea respectivă. Deci, nu cred că vom avea probleme din punctul ăsta de vedere și, la fel, subscriu că ar trebui făcut un plan clar și bine închegat în ceea ce privește toate locurile de parcare din oraș. Pentru că acum ne situăm în următoarea situație. Avem și cazuri care au garaje, avem și oameni care au spații închiriate, așa, și avem și o sumedenie de spații care s-ar preta pentru parcări, dar care nu le putem închega, să vedem cât ar fi necesar, câte sunt în situația anterioară, cu garaje, fără garaje și așa mai departe. Așa că ar fi bine să facem acest plan închegat și să nu dăm pe bucățele, pentru că aceea va trebui să le tratăm unitar și pe celelalte. Părerea mea este că ar trebui amânat acest punct și făcut. O întrebare, dacă se poate, la doamna Corina sau la cine știe. Când expiră efectiv aceste contracte de concesiune? La sfârșitul acestui an. Unele expiră în luna noiembrie, altele în decembrie. Dar putem da și pe o perioadă mult mai scurtă. Da, bineînțeles. Deci pe o perioadă de un an, doi sau trei și să le aducem cumva pe toate la același termen de expirare. De asta trebuie făcut o analiză corectă, să vedem câte sunt, când au fost o inventariere și să le aducem pe toate la același termen de expirare și atunci se va decide pentru tuturor comunitații. Nu mai un pic. 25 de ani. Și ar trebui să așteptăm 25 de ani până ca să încheie ultimul care a fost. Da. Hola. Licitațiile toate au fost în jurul anului. Haideți să respectăm regula care trebuie să în regulament. Calmite, creăm o situație ilară și noi cu asta. Vă ascult. Domnule președinte, mulțumesc că nu am multe de spus. Mă refer doar la termen. E clar că aceste garaje au fost concesionate pe 25 de ani și așa cum face vorbire în textul adoptat de către Consiliul Local ca un text de lege, nu pot fi închiriate pe o perioadă de aici încolo de mai mare de jumătate din 25 de ani.
Deci pot fi închiriate până la 12 ani și jumătate, dar asta înseamnă că pot fi închiriate de acum încolo și, și pentru un an, și pentru doi, și pentru trei, cum a spus și colegul nostru, dar este clar că nu vor putea fi închiriate mai mult de 25 de ani. Adică, deci nici de cum 25 de ani, dar nici mai mult de 12. Da, e un subiect dacă sensibil, nu, noi trebuie să gestionăm dacă bine. Dacă nu mai sunt discuții pe această, pe acest punct de, al ordinii de zi, vreau să-mi exprim opinia personală de, acest, de această dată. Deci, cumva, executivul ne-a pus într-o situație oarecum delicată de a nu ști ce să facem. Dar eu am desprins două, cel puțin două idei. Una, să luăm act de această informare și a doua idee care ne-a fost furnizată de domnul consilier Bucur, de a amâna acest punct al ordinii de zi. În ceea ce mă privește și iar e opinie personală, să luăm act de informare la cunoștință, de informare pusă la dispoziție de către executiv, iar ca idee personală și desprinsă din discuțiile, din dezbaterile dumneavoastră, ar fi ca toate situațiile similare pe întreg orașul să fie tratate în mod corespunzător și venit cu un proiect de hotărâri potrivit legii, cu toate prelungirile sau respingerile de cereri și așa mai departe. Pentru care variantă optați? Pentru a lua act de informare sau de amânarea acestui punct al ordinii de zi? Informare și oricum rămâne. Deci rămâne să luăm informații. Rămânem informații. Bun, rămânem informații. Domnul primar mă silește. Are încredere în dumneavoastră. Nu numai că are încredere. Și noi avem încredere în domnia sa, pentru că ne va face o informare orală sau verbală asupra vizitei efectuate în Mileștii Mici, raionul Ialoveni, Republica Moldova. Și la Izmail. Târgovna, așa cum știți, este înfrățit cu 4 localități de Republica Moldova. Vreau să dați voie să toată și traduceți de Republica Moldova. La noastră cita este generată cu 4 cita de la Republica Moldova. Și cu 4 localități din Ucraina. E cu 4 localități de Ucraina. Acum 2 săptămâni am fost în localitatea Mileștii Mici, unde am semnat contractul de colaborare. A fost un eveniment important, poate l-ați văzut, și televiziunea moldovenească a transmis această plăcere. Este un eveniment important pentru la televiziune moldavă. Iar pe data de 7 și 8 suntem invitați în localitatea 7-8 noiembrie, am invitat în un altă cita de Republica Moldova. Cea de Lunga, cu care suntem înfrățiți de zilele orașului. În care abbiamo firmato firmat un acord, un principio inițial, adesso dobbiamo andare, dopo che abbiamo iniziato a prendere gli avvisi dai, dai ministeri, dobbiamo andare a, a firmare unde l'altro documento. Invit consiglieri locali care vor să vină să mergem la invitația primară. Invitano prima. Consiglieri locali. Chi vuole? La sfârșitul, la sfârșitul lunii noiembrie, vom organiza la Târgu Ocna, organizamo a Târgu Ocna, Asociația Orașelor din România, și Asociația Orașelor din Republica Moldova, Asociația Orașelor Republica Moldova, o întâlnire la Târgu Ocna, un incontro la Târgu Ocna. Având în vedere că suntem o localitate care avem cele mai multe orașe înfrățite cu Republica Moldova. Tenând în cont că siamo la città con un numero più alto di villaggi fermati con la Repubblica Moldova.
În Târgu Ocna avem peste 20 de familii care s-au stabilit în Târgu Ocna. În Târgu Ocna avem più di 20 familii care sono stabili in questa città. Și dacă, con le familie. Dacă în Calviniasco comunitatea română este cea mai numeroasă? Se in Calviniasco la comunità romena è più alta. În Târgu Ocna cea mai numeroasă este în Târgu Ocna, la comunità moldava, de părinte din Mazaria, de più grande. În orașul Izmail, din Republica Ucraina? În città Izmail, la città Izmail, dove è andato. Unde am fost invitat de zilele orașului Izmail? Dove è stato invitato de la festa della città. Face parte din regiunea Odessa. Fa parte de la regiune Odessa. Știți că noi avem încă 4 localități în această, regiune. Suntem înfrățiți cu 4 localități din această regiune. Noi siamo gemellati. Iar Odessa are teatru de operă la fel de frumos ca și cel din Milan. È Odessa, c'ha lo stesso teatro a Odessa come quello di Milano che l'abbiamo visto. Differenza è che il prezzo è la jumătate. Solo il prezzo che fa la differenza, che magari a metà o meno della metà. Avendo in vedere collaborare che caro avevo con Regina Odessa. Tenendo conto delle collaborazioni con la regione Odessa. E relația pe care preoții din zonă au cu cei din Odessa. È la relazione che abbiamo, che hanno i nostri preti della zona con i preti dall'Odessa. Acum două zile. Due giorni fa. O delegație din localitatea Cetatea Albă. Della città. Cetatea Albă, si chiama. Condusă de un preot protopop. Bergoloz. A adus în Târgu Ocna și a donat orașului nostru moaștele Sfintei Barbare. Un prete a portat-o qua, delle ossa, reliquie, di un santo, della santa Barbara, che fu il nome della protettrice. Având în vedere că scrisoarea a fost făcută și rugămintea de a da moaștele de către eu, de către primar, tenendo conto che la richiesta di fare questo cambio è stata fatta dal nostro sindaco. Delegația a sosit la primărie. La delega è venuta qua in comune, prima volta dopo il viaggio, si è fermata qua nel comune. O să vedeți că și scrisoarea trimisă de Mitropolitul Agafanghel. E anche la lettera che ci ha mandato il Mitropolite Agafanghel. Se adresează prima lui și orașul Târgu. E per il sindaco e per la città di Târgu Ocna. Moaștele au fost duse la, împreună cu preoții la biserica de la Răducanu. Le reliquie sono stati portati nella chiesa Răducanu, la nostra chiesa. Duminică vor fi predate de către delegația din Ucraina în Alpea Sfințitului Ioachim. Într-o întâlnire care va avea loc undeva în zonă. Queste reliquie la domenica si va nella mensa una messa speciale che li daranno al nostro metropolitano della zona. Și ele vor fi duse de pe data de 2 decembrie când vom simți, când va avea loc ramul bisericii din mină. Il 2 dicembre, quando sarà la festa della Santa Barbara, della nostra Santa. Vor fi duse și vor fi lăsate în biserica Sfânta Barbara din Saranno portate nella chiesa che c'è in miniera di sale. Deci și pe această parte religioasă relațiile sunt destul de bune. Anche
con i preti sulla parte religiosa, i collegamenti tra l'Oresa e la nostra città sono stretti. Și vom promovăm și acest turism religios. Stiamo promuovendo anche il turismo religioso. Am avut o solicitare din partea celor din regiunea Odessa să căutăm la Târgu Ocna locul unde este îngropat Leschenko. Abbiamo avuto una richiesta della parte di Odessa. Regge dei tamburi. Del Leschenko che sopra nominato il re del tango moldavo. Nu, rusesc. El a fost, a trăit în București. Un artist care a visut o București. A fost la penitenciarul din Târgu Ocna și a murit aici la Târgu Ocna. E stato messo in penitenziario qua di Târgu Ocna. E stato Și pot să vă spun că am găsit certificatul de deces. Abbiamo trovato il certificato di morte. Va trebui să găsim și locul unde este mormântat. Dobbiamo trovare anche il posto dove è stato sepolto. Și va fi un punct de atracție pentru ei. E diventerà un punto di attrazione. Pentru că per loro. În Ucraina s-a făcut un film. S-a turnat un film. Hanno fatto un filmato în care soția lui a spus că nu a reușit niciodată să vină la mormântul soțului. Dove la moglie ha dichiarato che non è mai riuscita a venire dove posto dove è stato sepolto il marito per fare. Și dacă în acest an am avut din Ucraina 6 autocare. E se in questo anno abbiamo avuto sono venuti dalla Ucraina 6 pulmini dei turisti. Vom avea mai mulți de acum. Sicuramente che se riusciamo a indovinare il posto dove è stato sepolto avremo ancora più turisti. De asemenea, moldovenii sunt foarte interesați de mormântul lui Lafenco, cel care la fel a decedat aici. E moldavi sono anche interessati di un'altra persona che è morta come fa qua, che si chiama Gafel. Și ca și o coincidență, Metropolitul Rusiei, Kiril, este la București, n-a făcut în timp de 35 de ani niciun prelat rus o vizită în România. Kiril este Metropolitul Rusiei. Patriarh. E non è mai fatta una visita in Romania, ma adesso per prima volta nella sua vita è a Bucarest. Dar am vrut să vă spun toate aceste lucruri pentru că toate aceste înfrățiri pe care noi le vom face vor fi benefice și pentru orașul nostru, mărind numărul de turiști. Volevo sottolineare che questi gemellaggi che li stiamo facendo è una cosa benefica per il nostro, per la nostra città, ma anche per il turismo della nostra città, promuovere il turismo. Și dacă în partea di est a României avem mai multe înfrățiri? E se nella parte di est della Romania abbiamo fatti più gemellaggi, 8. Astăzi am reușit să facem una și în vest. Oggi abbiamo riuscito a fare un passo importante anche al vest. În Italia, con ovest. Unde vom dezvolta. Atât pe, în direcția, așa cum a fost în protocol, în direcția turistică, dar și în partea administrativă, pentru că cel puțin pe partea de servicii avem de învățat. Mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Turistică, ma anche administrativă, că abbiamo tante cose. Poftiți, domnul consilier. Da. Calitate de director al Salinei Târgu-Ocna, stimați colegi, cunosc și eforturile făcute nu numai de personalitățile amintite de domnul primar, dar inclusiv de domnul primar și consider. Cred că ar fi... În cuanta de directorul de la mia de sale,
conosco gli efforti. Gli sforzi che li fa il nostro sindaco per promuovere il turismo e la città. Și nu numai de personalitățile care le-am amintit, domnul primar, dar implicit și de domnul primar. E non solo per le personalità che hanno visitato la nostra città. Și consider că este cel mai ales moment în care să-i mulțumesc personal. Considero che questo è un evento importante per ringraziare il sindaco. Pentru faptul că au ajuns în orașul Târgu Ocna. Pentru faptul că sunt ajunși de la cita Târgu Ocna. Moaștele Sfintei Mucenițe Barbara. Le relicve di questo santo. Domnul primar, vă rog să-mi permiteți personal să vă aduc mulțumiri și vă rog să nu mă luați ca pe o flatare, pentru că chiar cunosc aceste eforturi. Volevo ringraziare del cuore e di non capire come volevo ringraziare per capire perché ho capito i sforzi che l'avete fatto. Și dacă îmi permiteți, stimați colegi, aș face și o paranteză vis-a-vis de înfrățirile cu vestul, pentru că așa a încheiat domnul primar cuvântul lui. Volevo fare... O paranteză, mică. Volevo fare una paranteză, perché abbiamo iniziato anche i gemellaggi con la 4 di istoria spune că popoarele noastre sunt înfrățite de foarte mulți ani. La storia dice che i nostri paesi ci sono già gemellati da tanti anni. Și dacă o fată a făcut posibilă înfrățirea de astăzi, se una ragazza ha fatto gemellaggio oggi. Cu ajutorul lui domnul primar și cu ajutorul lui fiica mea care trăiește de 12 ani în Milano, con l'aiuto del sindaco e con l'aiuto della sua figlia che da 12 anni a Milano. Următoarea înfrățire poate reușim să o facem cu Milano. Vă mulțumesc frumos. Aplauzele dumneavoastră vă susțin cuvintele elogioase de adresa domnului primar la adresa domnului sale. Domnul președinte, vă rog, numai un pic, pe tema la subiectul ăsta, vă rog. Vis-a-vis de informarea cuprinzătoare, documentată și la obiect a domnului primar, dacă mai aveți și alte cuvinte elogioase. Da, este un efort să aduci niște moaște și nu oricare ale Sfintei Barbara, având în vedere că noi să avem salin aici, este ocrotitoarea vinerilor, dar să nu uităm că trebuie să ne apucăm și de treabă dacă vrem să facem ceva în orașul ăsta. Nu se înțelege, pentru că dacă nu mai ne închinăm așa la moaște și nu facem nimic, nu dăm înainte. Că nu putem pune moaștele pe drumul care duce la Salina, nici nu le trimite pe ele să atragă fonduri europene să dezvoltăm orașul. Mă repet, foarte bine, felicitări, domnul primar, că ați reușit să aduceți moaștele Sfintei Barbara la noi în Târgu Ocna și mai ales când vor rămâne aici, am înțeles, la Biserica Sfânta Barbara de Lumină. Și dar să nu uităm că trebuie să continuăm și să muncim. Dacă mai aveți și alte cuvinte, nu neapărat elogioase, de mulțumire. Dacă nu, în numele, cred că sunt la sentimentul dumneavoastră să-i mulțumim domnului primar pentru această informare. Și poate ocazie, poate ne-o pune și pe suport scris. Da. Bun. Deci o luăm iar ca beneficiu de inventar, deci această informare. Și continuăm ședința noastră cu prezentarea proiectelor de hotărâri din
suplimentul ordinii de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, orașul Târgu Ocna. Știți că acest proiect de hotărâre, acest obiectiv este pe sufletul meu. Nu mai am nevoie la creșă, dar o să am strănepoți. Deci, care este avizul comisiilor de specialitate? Comisia economică. Comisia juridică, aviz favorabil. Cu atâtea avize favorabile, supunem la vot. Am eu ceva de făcut, o obiecție. O obiecțiune, vă rog. Materialele pentru suplimentarea ordinii de zi au venit cu o zi întârziere, nu când prevede legea, cu cel puțin 5 zile. De asta permit să mă abțin. Aici țin să vă aduc tuturor în atenție prevederea articolului 43 din legea 215, care arată aceste prevederi că în situații urgente, așa, executivul, inițiatorul, poate veni cu suplimentare. Legea nu spune cu 5 zile, cu 3 zile înainte. Deci la suplimentare. Urgența ar fi că trebuie să ajungă la Ministerul Dezvoltării Rurale și Regionale aceste proiecte în vederea aprobării fondului. Acesta ar fi momentul, acesta ar fi motivul și pentru acest proiect de hotărâre și pentru celelalte, deci urgența. Asta pentru a fi lămuriți toți colegii. Vă rog. Domnul consilier, am mai discutat de aceste proiecte în faza când am propus aceste proiecte. S-a stabilit ca termen de depunere a lor 28 în această lună, octombrie. Între timp s-au modificat indicatorii tehnico-economici. Este vorba de creșa care se va face la școala Mesești și în continuare celelalte proiecte care le avem și care le știți. Este vorba de colegiu, de cele două grădinițe Piticot. Se pune problema de ce le mai punem acum în discuție, pentru că s-au modificat. Când s-a trecut la proiectarea efectivă, s-au modificat câteva costuri, alte valori. Deci eu vă rog frumos să le votați, sunt proiectele noastre, așa cum a spus domnul consilier, ne-am și rugat, dar trebuie să și muncim. Și acum vă rog să le permiteți să muncim și să aprobați aceste proiecte fără de care nu le putem depune pe data de 28. Între timp, ca să nu mai intervin, vreau să vă spun că și pe proiectul care l-am depus pe axa 7.1, cel de aproape 5 milioane de euro, am avut vizita în teren, am trecut cu bine vizita în teren, și noi sperăm ca să putem încheia și contractul de finanțare și atunci avem cu ce să ne lăudăm. Iar referitor la drumul de la Salina, s-au deschis ofertele, suntem în faza de evaluare a ofertelor, noi sperăm să nu avem contestații, pentru că, vă și spun, comisia s-a pronunțat asupra unei societăți care avea prețul cel mai mic, sigur că sunt justificate aceste aprecieri, noi dorim să se facă acest drum cât mai repede. Am discutat cu firme specializate și împreună cu domnul director și încercăm acum să facem o intervenție să amenajăm cât de cât să se poată ajunge. Dar nici nu are rost să ne apucăm de drum atât timp cât el trebuie în totalitatea lui rezolvat. Adică pornim la infrastructură, așa cum a văzut și pe Căptan Bușilă, 50-60 centimetri, am avut locuri unde chiar un metru s-a intrat. Vom face un drum așa cum trebuie. Și mulțumesc din opoziție pentru faptul că ne susțin atunci când facem treabă și ne critică atunci când nu facem. Bun. Acestea fiind spuse de domnul primar, vă întreb dacă mai sunt observații la acest proiect de hotărâre. Avizele le-am făcut. Eu aș vrea să felicit și colegii din aparatul primăriei pentru eforturile care l-au făcut pentru acest proiect, pentru identificarea terenului unde să construim creșa și ca o glumă așa pentru dumneavoastră, domnule președinte, rămâne în sarcina dumneavoastră să atrageți cât mai multe berze în cartierul Tisești. Eu șanse prea mari nu mai am, dar în sfârșit, vreau să o fac. Deci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Deci, o singură abținere. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului, modernizare și dotare Colegiul Național Costache Negri din orașul Târgu Ocna. Comisiile... Comisia juridică, aviz favorabil. Iar avize favorabile pe linie. Dacă sunt observații la acest obiectiv, la acest proiect de hotărâre, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Același rezultat al votului. Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului, reabilitare, modernizare și dotare, grădiniță Pitecot, Cort A, orașul Târgu Ocna. Comisia Economică Disfavorată. Comisia Economică Disfavorată. Comisia Juridică Disfavorată. Da. Observații dar sunt la acest proiect de hotărâre. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Împotrivă? Deci abținere, da? Și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului, reabilitare, modernizare și dotare, grădința Pitecot, Corp B. Comisiile? Comisia juridică a disfavorat. Observații dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Ați consemnat și data asta. Și acest proiect a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimaterică Târgu Ocna și a cheltuielilor legate de acest proiect. Comisia Economică Disfavorată. Comisia Juridică Disfavorată. Observații dacă sunt la acest proiect de hotărâre. Mă abțin și supun la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Două abține. Și proiectul de hotărâre privind înființarea unui punct de lucru al 10 util Fonseca SRL cu sediu în imobilul din strada Costache Negri fără număr, dar trebuie să-i dăm altă și un număr. Așa, deci la adăpostul de plin, da. Ca să-și poate trece în, în certificatul, da. Comisiile? Comisia Economică a disfavorat. Da. Comisia Juridică a disfavorat. Da. Observații dacă sunt la acest proiect de hotărâre. Dacă nu, supun la vot. Voturi pentru? Împotrivă? Abține? Din același considerent. Eu vot pentru să numărați până la dreptate. Da? Bun. Se pare că am epuizat ordinea de zi. Numai un pic de după ce vă permit cinevul. Da. Dar știindu-se că voi fi președinte de ședință, aseară, așa, pe fapt de seară mai curând, m-a căutat la poarta casei mele un cetățean, Chibilic Cristian. Și a ridicat o problemă, așa, referitor la capacitatea de
la canalul de pe strada, la canalizarea de pe strada către Ambușina. Mi-a spus că a avut discuții și cu domnul primar și cu așa, că i s-a spus că vor fi rezolvate problemele, dar probabil că această problemă ridicată vrea să fie și pe postul de televiziune, că altfel nu mi-e închipui de ce. Fac acest oficiu. M-a sunat și pe mine, ieri după amiază, i-am răspuns că există o echipă de lucru, care vine din urmă cu lucrările, a insistat, era în primărie în acel moment și din partea societății care face lucrări, din partea Girona, i-am dat și la telefon, i-a garantat că este o echipă de lucru, se lucrează și credeam că a fost mulțumit cu răspunsul, bineînțeles că și noi urmărim ca lucrările să fie realizate în continuare. Bine, probabil că și această solicitare vrea să capete și conotații în mass media. Ne preocupăm. Și am făcut oficiu. Da. Să eu vă mulțumesc, nu mă așteptam ca să că nu aș fi atent la problemele cetățeanului. Permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, m-aș adresa Consiliului în solicitare unui acord de principiu cu privire la activitatea fotbalistică a juniorilor, știindu-se faptul că echipa de seniori, din lipsă de fotbaliști, nu a mai putut continua și a cedat locul de echipe din județul Bacău. V-aș cere un acord de principiu ca să putem continua și să putem continua măcar cu echipa de juniori. Da. Și acordul de principiu în ce poate să fie? Dacă sunteți de acord să continuăm cu activitatea fotbalistică la nivel de copii, să poată participa într-o competiție a juniorilor, unde sunt undeva la 12 echipe în județ, și noi să le putem asigura transportul, viza, taxa de viză către Asociația Județeană de Fotbal. Acum, domnul viceprimar, în calitatea mea de simplu consilier, dar și de președinte, președință, v-aș da un sfat. Deci tot când aveți ceva de adus în fața Consiliului Local, veniți cu propuneri concrete, cu toate avizele și cu toate, tot suportul legal și de oportunitate de legalitate. Și sunt sigur că nimeni nu se va împotrivi asupra, deci nu se va împotrivi la această activitate de... Păi, un acord de principiu, port. Asta am cerut, nu e un proiect de hotărâre. Acum, acordul de principiu, cum să spun, eu supun la vot. Cu acordul dacă de principiu. Dacă de acord, dar la ce e acordul de principiu? Deci se continue activitatea de echipa de fotbal, da? De junior. De junior. Sigur. Dar noi știu că am aprobat o dată finanțarea. A fost pentru ediția trecută. A început noua ediție. Haideți să facem o treabă serioasă atunci. Prevedem un buget, cine punem cât e sumă, cât e aia, cât e aia și venim cu el la aprobat. Ce să vă pentru că ei vin la aprobare, pentru cheltuieli de deplasare, cheltuieli de viză și trebuie să am și un teme legal. Absolut, absolut. Știți cum spunea, îi spunea Eminescu lui Creangă? Scrie Fabie Ioane. Puneți-ne pe hârtie, pe suport. Dar el nu zice că numai primarul poate fi inițiatorul proiectelor de hotărâre. Poate și viceprimarul, pot fi și consilier. Eu m-am adresat dumneavoastră, nu că nu cu un proiect de hotărâre. Un acord de principiu că s-a folosit. Ca să poți trece de la treabă. Să putem trece la treabă. Cer, domnul. Mulțumim. Această solicitare o supun votului dumneavoastră, care este pentru acord de principiu. Dar nu mă cu două mâini votez cu votul. Principiu? Deci pentru acum la ce-a dumneavoastră? Da? Eu împotrivă, dacă e cineva. Eu sunt împotrivă. Eu mă abțin. Abține? Sunt prins în ofis aici. Înseamnă că sunteți curățător al fotbalului. Și al fotbalului. Nu se jucăm. Sunt niște copii. Eu înțeleg că vor să facă sport. Trebuie să fie supravegheați, trebuie să fie... Nu jucăm așa, le dăm acord de principiu și la mare pe teren că a făcut ceva la ei. Domnul consilier Ian, de bună seamă ați observat
că m-am abținut. Dar am supus la vot pentru că așa este corect. Și da. Acolo la conștiință că e frig afară și... Se votează și se ia la cunoștință. Nu asta e problema. Problema e clarificat într-un anumit mod, din punctul meu de vedere, că trebuie toate puse pe hârtie. Manu, atât de interință. Rugăm domnul primar să ne mai spună ce și cum. Doamnelor consilieri, vă invit la sărbătoarea zilei vânătorilor de munte, pe data de 3, la ora 12, în piața primăriei, vor veni vânătorii de munte de la Sfântul Gheorghe și vă rog foarte mult să fiți și dumneavoastră prezenți. Cum avea depuneri de coroane și... Nu să fie Mercurea Ciuc, mi-ar fi rușit, mă. Cum? Să nu fie de la Mercurea Ciuc. Pe pot deci, Mercurea Ciuc de la România. Pot veni și la Mercurea Ciuc, acolo sunt unitățile, domnule. Și vă rog tare mult să veniți și dumneavoastră, este un moment, sărbătorim la, sunt mai multe ediții și în acest an vă rog să veniți. De asemenea, doresc să vă informez că în, pe data de 2 decembrie este în zonă Fuego, știți, artistul nostru. Și sigur că a venit și cu ofertă la noi și ne-au spus următorul lucru, că ei vor... Pot susține, că e foarte solicitat, mai în perioada săpăturilor, la Dărmănești și Voinești pe 3 decembrie și ar putea la Târgoviște și Stănii pe data de 2 decembrie. Au fost astăzi la primăria Târgoviște și ne-au oferit, dacă în Pisea au 15.000 de lei, ei au venit și au spus că pentru Târgoviște lasă la 10.000 de lei, inclusiv TVA-ul. Eu vă informez, pot să fac un spectacol, dacă credeți că îl facem bine, dacă nu îl facem, la fel de bine. Nu știu, are jur de o oră și ceva spectacol, fiind sărbătorile, dacă timpul e bun, ne gândim, nu știu, la să hotărâți, dacă aprobați atunci ori în Casa de Cultură, ori undeva afară, dar poate este frig și atunci în Casa de Cultură. E o solicitare și v-am informat ca să vedem ce părere aveți. Domnule primar, s-o luăm sub beneficii din inventar, aduc iar în discuție acest termen, sau s-o supunem la vot? Dacă prima este informare și invit pe toți consilierii, cea de-a doua e o propunere... Nu-i indecentă. Nu-i indecentă, da. Nu știu cum simțiți noastră, cum credeți, merită să dăm 10.000 de lei și să vină Fuego la un spectacol de sărbători. Vine în zonă, vine la Slănic, v-am spus, Dărmănești, Moinești, nu știu ce impact ar putea avea, dar nu știu. Noastră știți așa de sărbători, facem un cadou cetățenilor. Acesta este elementul surpriză din partea domnului primar. Da. Supunem la vot această solicitare, care e pentru să se acorde din bugetul local 10.000 de lei, da? Pentru Fuego. Nu putem face așa ceva. Cine-i pentru? Cine-i pentru? Eu mă abțin, stimați stăvarăși. Abțineri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abțineri. Cu 10.000 de lei ar fi trebuit să terminăm mai repede vânătorii de munte, mai avem străzi de făcut și suntem în următate. Din iarna, noi tot rămânăm la stadiul de vară. Vă rog să comunicați rezultatul vorbirii. Fiți vorba despre o hotărâre privind bugetul local.
erau necesar voți în majorității consilierilor în funcție, 9 voți. Deci nu fost aprobat. Deci propunerea a fost respinsă. Dacă opoziția a fost împărțită? Mie îmi pare sincer rău. Efuiemul era febreția soției mele. Și-a votat împotriva. Ce să pățiți de la vota? Domnule, să vină pe principiu economic, e activitatea economică. Să vină să plătească lumea bilet acolo, să poate să vină și grușcă, să vină oricine. Așa parcă parcă îmi place. Sigur, hai să sponsorizăm toată lumea acum. Să vină să... E legea fie. Domnilor consiliere și domnilor consiliere, mai aveți și alte probleme de adus în discuția ședinții de astăzi? Da, la acel punct care a fost tot de ordinea de zi, la interpelări, întrebări, așa, vreau să-l aduc în atenția Consiliului Local și în atenția Executivului. Problema care se întâmplă în fața băncilor, turiștii sunt agresați de către cerșetori, deci imediat ce scot bani de pe card, un grup de cerșetori, da, îi agasează, se uită, stau în spatele lor și cerșesc bani, pur și simplu. Ceea ce nu este corect pentru orașul nostru. Propunerea, domnul consilier. Deci... Dați-le de muncă la jandarmerie. Deci această problemă nu este apanajul comunității de liberare. Însă, am spus eu cândva, v-am amenințat că voi veni când vin cu o inițiativă legislativă de modificare a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Iar un punct al ordinii de zi, și o să zic ultimul punct al ordinii de zi la fiecare ședință, să fie întrebări și interpelări, iar fiecărui consilier potrivit legii să îi aloce un timp limitat în care se poate expune întrebarea sau interpelarea, iar la rândul lui, potrivit regulamentului, primarul, viceprimarul sau alții, așa, să dea răspunsul oral sau la proxima ședință scris. Dacă nu mai sunt alte probleme de discutat, declarăm închise lucrările ședinței de astăzi. Mulțumim fraților din Italia, din comuna Calvignasco. Trebuie să merg acolo să învăț. Vă mulțumim încă o dată și ne bucurăm de această înfrățire în mod sincer.